Persoanele din etapa a treia a vaccinării anti-COVID-19 se pot programa pe platforma online după data de 15 martie, iar vaccinarea respectivă probabil va debuta în luna aprilie. După ce va deveni disponibilă lista de așteptare, fiecare persoană înscrisă pe documentele unui centru de vaccinare va putea vizualiza câte persoane se află înaintea sa și poate estima data la care ar putea fi programată. Ocuparea unui loc în platformă se va efectua doar din această listă de așteptare. Practic, nu vor mai exista persoane care se vor programa direct pe un loc liber. Se așteaptă 24 de ore pentru confirmarea programării din partea persoanelor notificate și abia apoi, dacă nu se ocupă toate locurile, vor fi vizualizate de către ceilalți, a explicat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva noului coronavirus.